În aprilie 2012, Consiliul Județean Alba a aprobat repartizarea subvențiilor de la bugetul de stat în sumă de peste 2,1 milioane lei către bugetele locale a 9 comune din Alba pentru programul privind alimentarea cu apă a satelor. În urma analizării stadiului fizic și valoric al lucrărilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a aprobat redistribuirea sumei de aproximativ 110 mii lei comunei Unirea. Membrii legislativului de Alba au aprobat în unanimitate această redistribuire, care reprezintă o sursă suplimentară pentru bugetul alocat alimentării cu apă a satelor Unirea 1, Unirea 2, Inoc, Măhăceni și Dumbrava, investiție care se ridică la aproximativ 7,7 milioane de lei. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii 74 din 2013 privind repartizarea subvențiilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru comunități administrative teritoriale conform hotărârii 577 din 1997, anul 2012. Aici au fost sume care au venit după pe programul pe care l-am aprobat în primăvară. Deci nu sunt atribuit de sume pe alte comunități administrative. Această redistribuire a stârnit satisfacția unui vechi membru al Consiliului Județean Alba, care, alături de alți colegi, a făcut și în legislativul trecut demersuri pentru realizarea alimentării cu apă a Comunei Unirea. Mă bucură faptul că după insistențele noastre în mandatul 2012 de a susține alimentarea cu apă în Comuna Unirea, chiar dacă mai târziu efectele au început să apară în 2012. Din programul privind alimentarea cu apă a satelor mai fac parte comunele Mihalți, Cergău, Roșia de Secaș, Meteș, Valea Lungă, Sâncel, Livezile și Jidvei.